Bună ziua, bun găsit doamnelor, domnișoarelor, domnilor la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpie, aici în studioul Capital TV. Invitatul nostru de astăzi este domnul dr. Gheorghe Firțac, prim vicepreședinte BNR 89, de data aceasta, în calitatea asta este invitat. Spunem bună ziua și bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag, domnule Firțac, așadar, în calitatea noastră de prim vicepreședinte al BNR 89, BNR, Blocul Național al Revoluționarilor 89, ce puteți să ne spuneți la această oră, în această zi, despre activitatea acestei, nici nu știu cum să-i spun, acestui bloc, acestei organizații, ce este de fapt BNR? O uniune de asociații ale revoluționarilor. S-a întâmplat ceva, ați făcut ceva în mod deosebit în ultima perioadă, au avut loc întâlniri, că revoluționarii au început să fie din ce în ce mai puțini. Au trecut deja 30 de ani de atunci. Da, e timpul trece. Fugit ireparabile tempus, asta este realitatea. Ceea ce noi constatăm cu tristețe este că, din nefericire, idealurile Revoluției din decembrie 1989 mult prea puține au fost puse în practică față de ceea ce a visat atunci, la momentul respectiv, toată România prin schimbarea regimului comunist cu unul nou democratic. Noi, Blocul Național al Revoluționarilor, am organizat în 14 decembrie la Palatul Parlamentului, în sala Nicolae Bălcescu, o ședință festivă a noastră, închinată victoriei Revoluției Române din decembrie 1989 și comemorării eroilor martiri și cinstirii răniților și reținuților Revoluției. A fost o întâlnire fructuoasă, pentru că după foarte mulți ani noi, Blocul Național al Revoluționarilor, am intrat din nou în dialog cu autoritățile statului, de data aceasta în primul rând cu cele parlamentare, de fapt și guvernul a fost reprezentat la această întrunire a noastră, ne-a onorat cu prezența domnul Iulian Chifu, consilier al premierului Nicolae Ciucă, ne-au onorat grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senatul României. Din partea Partidului Social-Democrat a venit domnul deputat Daniel Tudorache, din partea Partidului Național Liberal a venit doamna deputat Vetuța Stănescu și domnul senator Cristian Chirteș. O prezență deosebită a fost și a grupului minorităților naționale prin prezența domnului deputat Ibram Iusein, președintele Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități, și a domnului deputat Iulius Firțac, secretar al Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci, și evident nu în ultimul rând, nici ca prezență, nici ca atitudine, a domnului senator Sebastian Răducanu, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Revoluționarii din decembrie 1989. Iată că am reușit o
întâlnire deosebită, chiar dacă ea în foarte multe puncte de vedere a avut mai mult un caracter festiv, ținând cont de felul în care s-a desfășurat, dar toate acestea subliniază trăsăturile Blocului Național al Revoluționarilor, care este o organizație civică ce se interesează de soarta României, de situația cetățenilor și de felul în care cetățenii se raportează la existența socială în țara noastră. Și noi suntem parte componentă a societății românești, nu suntem un corp străin, cu toate că unii ne privesc mai cu condescendență, alții cu milă, alții cu ură, mai puțini păi, cei ce? Care ne privesc cu de ură. De ce spuneți asta? Pentru că vechii nomenclaturiști care mai sunt în viață nu s-au obișnuit nici acum, după 30 de ani, cu ideea că regimul comunist a fost înlăturat și că noi am făcut-o. Noi am fost cei care am înlăturat regimul comunist și după ce acesta s-a prăbușit, am avut capacitatea de a preda puterea democrației. Cum și-au însușit-o alții după aceea, asta deja este o altă discuție și în ce măsură au știut să gestioneze puterea este parte componentă a celeilalte discuții. Oricum este destul de trist că sunt multe voci care au o atitudine oarecum de respingere, nu atât față de noi ca persoane, cât față de ideea de revoluție în societatea românească. Vorbind, ba de lovitură de stat, ba de diverse comploturi, mașinațiuni și alte chestiuni de acest gen. Toate acestea, după părerea mea, nu fac nimic altceva decât să aducă o jignire eroismului poporului român manifestat în zilele lui decembrie 1989, în prima parte a lunii ianuarie și în primele zile ale noului an 1990. Tot ceea ce s-a întâmplat atunci în Revoluția Română din decembrie 1989 s-a realizat datorită faptului că vechea structură de conducere comunistă în frunte cu Nicolae Ceaușescu nu își mai putea exercita puterea și partea a doua a acestei situații, că populația nu mai accepta ca să-și exercite puterea. Pentru că începând cu la momentul respectiv, cu Iași 14 decembrie, apoi Timișoara, celelalte localități, culminând cu Bucureștiul, oamenii au ieșit cu miile, cu zecile de mii ca să protesteze împotriva unui regim total antiromânesc, total antipopular și de aceea a fost schimbat. Mai ales că această schimbare se înscrie și în contextul istoriei europene. În toată Europa Central răsăriteană s-a prăbușit comunismul. E adevărat că în toate celelalte țări s-a realizat aproape fără vărsare de sânge, nu cu violență așa cum s-a întâmplat la noi, dar asta s-a întâmplat pentru că acolo conducerile regimurilor comuniste, până la urmă, într-o măsură mai mare sau mai mică, au acceptat că trebuie să vină în plan european sfârșitul acestui sistem. Că nu se mai poate continua în felul acesta.
Iar argumentele pentru care vorbim despre o revoluție, atât în România, cât și în celelalte țări ale Europei central-răsăritene, sunt următoarele. Din punct de vedere economic, s-a trecut de la economia planificată la libera concurență, ceea ce era firesc. Economia nu mai putea fi condusă prin metode administrative cum o făcea Nicolae Ceaușescu. S-a trecut în plan politic la regimul pluripartidist și a fost înlăturat monopolul partidului unic în toate țările, deci în România, triumfând pluralitatea ideilor. Sigur, la noi această pluralitate a ideilor în foarte multe situații a căzut și în extrema cealaltă, ajungându-se și la liberul arbitru, oamenii neînțelegând în totalitate unii în ce constă libertatea de exprimare și în ce constă democrația, în ideea de a ne asculta unii pe alții, de a ne înțelege și de a triumfa acea idee care este în majoritate benefică societății din care facem parte. Nu în ultimul rând mă refer la egalitatea de șanse. Unii privesc acest concept cu destul de multă reticență, poate neînțelegând ce înseamnă, ea este foarte importantă. Unii o reduc doar la egalitatea de șanse între femei și bărbați și acest aspect este foarte important, semnificativ, dar nu acoperă în totalitate acest concept. Egalitatea de șanse este, de fapt, baza democrației și baza funcționării societății. Pentru că fiecărui om, în funcție de capacitățile sale, de calitățile pe care le are, de calitățile pe care știe să și le pună în valoare, să le arate celorlalți, trebuie să aibă o șansă de a promova pe diverse trepte de funcționare ale societății. Ei, toate acestea nu funcționau în regimul comunist. Nicolae Ceaușescu era cel mai iubit fiu al poporului, era primul miner, primul constructor, primul agricultor, primul politician, om stea, erou între eroi și așa mai departe, completat de Elena Ceaușescu, mamă, eroină, academician, doctor, inginer. Sigur că scrisul istoric aduce în prim plan felul în care ei au ajuns la toate aceste epitete, la felul în care au avansat în ierarhia socială și politică a vremii și toate acestea, în mod evident că revoluția le-a schimbat. Sigur că sunt mai ales vechii nomenclaturiști care tot timpul compară perioada de după revoluție cu cea dinainte de 1989, venind cu argumentul că atunci era mai multă ordine. În aparență, da, așa este. Era mai multă ordine, pentru că nu contau decât ideile unui singur om, pe care toată lumea trebuia să le respecte, toată lumea trebuia să le aplaude și să le îmbrățișeze. Și atunci, sigur că toate acestea dădeau un aspect de ordine. Pe noi revoluționarii, adică cei care am participat la Revoluția din decembrie 1989 și conform legii 42 și a legii 341, care continuă legea 42, avem certificate care demonstrează această situație, ni se reproșează că încercăm să umblăm tot timpul după avantaje,
fie financiare, fie materiale, ceea ce nu este adevărat. Blocul Național al Revoluționarilor pune în plin plan spiritul civic al revoluționarilor, raportarea la existența globală a societății românești și noi dorim în primul rând îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregii societăți, respectarea democrației, a pluripartidismului și așa mai departe. Deci tot ceea ce a fost cerut în acel program prezentat în după amiaza zilei de 22 decembrie 1989 și care a fost un program din punct de vedere teoretic sublim. Din păcate, în practică nu a fost transpus decât în mică măsură sau chiar șchiopătând. Și unele, chiar și unele dintre principii care au fost transpuse nu au fost duse chiar până la chiar până la capăt. Dar sigur că nicio societate umană, indiferent de timpul istoric la care ne raportăm, nu a fost perfectă și nu trebuie să cerem, așa cum se întâmplă în ziua de astăzi, ca societatea românească actuală să fie perfectă și totul să funcționeze la parametri maximi, pentru că este imposibil. Nu doar aici la noi în România, ci peste tot în lume. Doar Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este absolutul. Noi oamenii doar trebuie să ne raportăm la Dumnezeu, să credem în Dumnezeu și să respectăm ceea ce ne cere El pentru a încerca să facem cât mai aproape de ceea ce dorește Dumnezeu de la fiecare om în parte și de la omenire în totalitatea sa. De aceea o repet, ca și colegii mei, ca și președintele nostru Dorin Lazar Maior în alte emisiuni, Blocul Național al Revoluționarilor nu este un sindicat. Asta nu înseamnă că sindicatele nu fac bine ceea ce fac luptând pentru drepturile membrilor lor. Dar noi suntem altceva. Nu în sensul că sfidăm sindicatele sau le disprețuim. Doamne ferește! Ele și-au avut rolul lor de-a lungul dezvoltării societății umane, nu doar în România, peste tot. Au apărut pentru prima dată în Marea Britanie și a fost și firesc să apară apărând raporturile de muncă dintre patroni și cei care munceau, la modul cel mai firesc. Precizez doar atât, că nu este menirea noastră, nu asta dorim noi să aducem în prim plan și să spunem că, vai, respectați drepturile revoluționarilor. Ceea ce nu înseamnă că ele, în funcție de legea 42, de legea 341, nu trebuie respectate. Doar cele care sunt prevăzute în lege. Nu e nevoie de prevederi suplimentare și nu e nevoie ca guvernanții să aducă ceva în plus pentru revoluționari. Și vreau să fac o precizare, după părerea mea, foarte semnificativă și foarte importantă. Degeaba unii vorbesc despre profitorii revoluției că cei mai mulți ar fi din rândurile noastre. Nu este adevărat. Cei mai mulți sunt tocmai din rândurile din eșalonul 2 și 3 al vechilor nomenclaturiști, care într-o primă fază a privatizării au pus mâna pe avuția națională și au jefuit-o prin diverse metode de așa zisă privatizare și de împărțire a avuției naționale. Și printre aceștia, cel puțin în județul Hunedoara, unde cunosc... Atenție! Situația. La afirmație. Dar de vă rog. Cel puțin în județul Hunedoara, unde eu cunosc situația 100% și știu că nu este nici unul dintre deținătorii de certificate care să se fi îmbogățit. La asta mă Mă gândeam că vreți să-mi dați vreun exemplu de cineva care s-a îmbogățit în mod așa...
Nu, mie să știți că... E greu să facem o așa. Mie să știți că îmi repugnă ideea de a face pe justițiarul. Pentru că un om, oricât ar fi de justițiar, nu poate schimba singur societatea. Ea trebuie să evolueze prin raporturile care se creează, care se creează între oameni. Nu pot să nu vă întreb ceva. Întrebați-mă orice. De multe ori, dacă tot sunteți în acest bloc național al revoluționarilor, în 1989 toată țara, sau mă rog, aproape toată țara, 90 și nu știu că la 100, au ieșit în stradă. Dar nu toți au certificate de revoluționari. Adică și eu am fost în stradă atunci, eu n-am. Bine, era mai copil. Cum s-au obținut aceste certificate? Adică care era criteriul? Trebuia să te duci să ceri adeverință, cum că ai fost la Revoluție sau cum? Nu, trebuia să dovedești că ai fost acolo, dacă doreai să ceri. Legea 341 ca să fac o... 42 și apoi 341 ca să fac o comparație, să zicem, oarecum mai plastică, pentru ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba, haideți să asemănăm situația cu dorința de a avea carnet de conducere la autoturism. Mă refer la acel carnet de categorie B, care de regulă este accesibil celor mai mulți cetățeni, că nu sunt șoferi profesioniști, da? Bun. Și noi, ca să obținem acel certificat care demonstra calitatea de participant la Revoluția din decembrie 1989, o trebuie să dăm un fel de examen. Exact, că nu s-au împărțit certificatele așa cum nu se împart nici carnetele de șofer. Hai, luați voi de aici, că trebuie să demonstrezi că știi să conduci mașina, că știi să respecti, cunoști și respecti regulile de circulație. Ei, și în cazul obținerii certificatului s-a depus un dosar. Cine a vrut? Au fost oameni care n-au vrut, dar asta sau deja... Sau n-au știut. Asta este la latitudinea fiecăruia. Nimeni nu-i devină că n-a știut. Păi și acum 2022, în baza legilor respective, mai poți depune dosare din asta sau certificat de revoluție? S-a terminat. Nu. Nu se mai poate. Există o singură modalitate. Ca cineva care a fost prezent atunci în evenimentele respective, dacă pe cale judecătorească demonstrează că în perioada în care a funcționat legea 42 și 341 de acordare de certificate, nu a fost în posibilitatea de a depune cerere din motive obiective. A fost bolnav, a fost internat, a fost plecat din țară, deci motive pe care justiția le apreciază ca întemeiate. Au fost situații de genul acesta. Au înaintat în instanță după ce s-a încheiat efectul legii 340, legii 42 în prima fază și a legii 341 după aceea, oamenii din vari motive n-au putut în termen să solicite certificatul și să dovedească faptul că îl merită, au mers în instanță, au cerut în instanță, la unii instanța le-a respins cererea, așa cum este firesc, și la alții, tot firesc pe baza probelor, le-a aprobat cererea. E, acelora, chiar și după ce nu au mai funcționat legea 42 și legea 341, li s-a eliberat certificat care să dovedească faptul că au fost prezenți la Revoluția din decembrie 1989. Sigur că personalități care au fost prezente acolo n-au dorit să ceară și n-au cerut certificat. De exemplu, Ion Caramitru, Dumnezeu să-l
odihnească. Sau, după câte știu eu, și Mircea Dinescu, să-i dea Dumnezeu sănătate. A fost opțiunea lor. Nimeni nu o poate judeca, nimeni nu poate spune, așa au văzut domniile lor lucrurile și foarte bine au făcut. Eu am văzut altfel și mai mulți alții, am dorit să mi se confirme acea participare la Revoluția din decembrie 1989, în care alături de colegii cu care am fost aici la Deva și am înlăturat puterea județeană, am avut acea realizare pe care noi, eu și colegii mei, am reușit să o dovedim prin faptele care s-au petrecut și care au fost consemnate și, în mod evident, și prin câteva dovezi din partea autorităților de la vremea respectivă. Eu, de exemplu, am făcut parte din Consiliul Județean al Frontului Salvării Naționale, organul continuator al exercitării puterii de stat după înlăturarea Consiliului Popular Județean de la putere, și a fost unul dintre argumentele pe baza căruia am primit certificatul. Mai mult, numele meu a fost consemnat și în raportul Comisiei Senatoriale din anul 1992, care a cercetat evenimentele respective. Am avut discuții cu Bucureștiul, cu generalul Hortopan, care a pomenit numele meu în depoziția sa de la Comisia Senatorială. Am spus toate astea doar ca să exemplific modalitatea în care se obține, s-a bun, obținut certificatul. În momentul de față, autoritățile, mă refer la, nu știu, deputați, senatori, ați avut o reuniune acum împreună cu reprezentanții ai Parlamentului și da, tot felul de autorități. Dar în afară de această reuniune, autoritățile mai colaborează cu noastră, mai țin seama de ceea ce spune, nu ceea ce cere, de ceea ce spune acest bloc național al revoluționarilor din 89? Din ceea ce s-a întâmplat până acum, se pare că suntem pe drumul cel bun. A fost o discuție oarecum informală și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și cu președintele Senatului, doamna interimar al Senatului, doamna Alina Gorghiu. V-am menționat că din partea premierului Nicolae Ciucă a venit domnul Iulian Chipu, consilierul acestuia. Am stabilit că în ianuarie, după sărbători, vom crea un fel de comisie paritară, comisie de dialog, atât din partea puterii, cât și din partea noastră, în care să discutăm modalitățile prin care blocul național al revoluționarilor poate să contribuie, să aibă un aport în structurarea societății românești, în afirmarea idealurilor democratice, în care să apărăm democrația și să sprijinim autoritățile. Noi nu vrem o confruntare cu autoritățile în niciun caz, pentru că nu are niciun rost. Sunt indiferent de cine este la guvernare la un moment dat. În democrație toate trebuie să se deruleze prin colaborare, prin dialog, prin înțelegere, prin acceptarea și discutarea și acceptarea diferitelor puncte de vedere, în așa fel încât să fie în folosul societății în ansamblu.
Asta este dorința noastră. Ma, sigur că mai sunt unii care într-o democrație critică puterea. Că asta este menirea democrației și e foarte normal. Dar eu personal, aici punctul meu de vedere personal, eu sunt perfect de acord că rolul nostru nu este de a iubi președintele țării, de a iubi primul ministru, de a iubi parlamentul, ci de a dialoga. Asta este cu totul altceva. Dar dacă neapărat nu-l iubesc, dar dialoghez, atunci trebuie să o fac în mod civilizat și în mod democratic, nu prin invective, nu prin acuze nefondate. A, noi sigur că în dialog putem să venim să spunem, domnule, stați un pic, ați luat măsura respectivă. Noi, Blocul Național al Revoluționarilor, considerăm că poate nu este cea mai bună măsură și vă argumentăm, uite, așa, de asta, de asta, de asta, deci cu argumente. Noi vă rugăm să încercați, fie să schimbați măsura respectivă, fie să o îmbunătățiți și așa mai departe. Aici este modalitatea de discuție pe care trebuie noi trebuie să o abordăm. Acum, observați și dumneavoastră o chestiune în societatea românească, domnul Simeon. Înainte de 1989, toată lumea era mulțumită. La nivel declarativ. La nivel declarativ vorbesc, bineînțeles. Acum toată lumea, sau majoritatea care declară, tot la nivel declarativ, este nemulțumită. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent de ce măsură se ia, dacă mergi și faci un sondaj, primul lucru, da, în cel mai bun caz vine și spune, da, dar poate nu așa trebuia făcut. E nevoie de mai multă gândire, de mai multă așezare în discuții, de mai multă apropiere între noi, între oameni, nu să ne contestăm tot timpul unii pe alții, pe diverse paliere și în diverse modalități. Unii că suntem mai frumoși, alții că suntem mai urâți, unii că suntem mai deștepți, alții că suntem mai puțin deștepți și așa mai departe. Am dat aceste exemple pentru ca să justific modalitatea în care au loc disputele. Pentru că eu așa văd, poate greșesc, dar multe dintre dispute sunt sterile, care nu duc nicăieri. Tot ceea ce se discută între diversele segmente ale societății trebuie realizat cu argumente și în funcție de argumente să se găsească soluții care să fie benefice pentru societatea românească, pentru oamenii țării până la urmă. Că și noi, Blocul Național al Revoluționarilor, asta dorim. De asta am ieșit în decembrie 1989 și am schimbat regimul comunist. Pentru ca să se îmbunătățească situația românilor. Și din păcate, asta trebuie să o recunoaștem, chiar dacă s-au schimbat multe în România, schimbările nu sunt la nivelul dorințelor din vremea respectivă, nu sunt de așa natură încât să putem să spunem că sunt pe meritul poporului român. Poporul român merită mult mai mult decât ceea ce este în momentul de față. Dar vreau să precizez că este totuși o realizare deosebit de semnificativă faptul că funcționează economia de piață, chiar dacă în diverse segmente șchiopătează, că suntem într-o organizație internațională puternică, Uniunea Europeană, și că suntem încă într-o altă organizație puternică, mă refer la NATO, care asigură securitatea țării noastre și în același timp și suveranitatea. Sigur că au venit zilele acestea să spună haide să ne luăm țara înapoi. Mie mi se pare o formulă desuetă. De unde să o luăm înapoi? Că n-a luat-o nimeni.
Noi trebuie să rezolvăm lucrurile în beneficiul țării. Și prezența noastră în structurile internaționale, nu cred, părerea mea este că nu aduce prejudicii poporului român, dimpotrivă, aduce beneficii. Dar încă din trecut, din secolul al XIX-lea, ideea de europenism avea mulți dușmani. Am mai spus-o și altă dată și la alte emisiuni. Unul dintre cei mai mari contestatari era Vladimir Ilici Lenin, care scrisese celebrul articol al său Statele Unite ale Europei. Dar de fapt el, când a constituit Uniunea Sovietică, tot cam așa ceva făcuse. Dar de pe alte, de pe alte principii, nu de pe principii de colaborare și de, și de democrație. Anarhiștii erau dușmani și acum cei care sunt dușmanii colaborării între oameni și între state sunt de fapt anarhiști într-o formă sau alta. Domnule Firțac, trebuie să mulțumesc pentru prezența în emisiune și să vă spun că vă mai aștept și altă dată la anul. Cred că anul ăsta, nu știu dacă reușim să ne mai întâlnim. Să vă doresc sărbători fericite și multă sănătate. Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este o bucurie să colaborez cu postul de televiziune Capital TV și în același timp, pentru că se apropie sărbătorile, se apropie noul an, să doresc tuturor cetățenilor României numai bine, să credem în viitorul fast al țării noastre și, deși n-am fost aici la domnia voastră în calitate de rutean, ci într-o altă calitate, fiind președintele Uniunii Culturale a Rutenilor din România, să spun și un nam nohai alit, la mulți ani, coetnicilor mei ruteni pe care îi iubesc și îi stimez și pentru afirmarea identității cărora luptă întotdeauna. Mulțumim încă o dată pentru prezența în studio, stimați spectatori, Gheorghe Firțac, de data aceasta, doctor Gheorghe Firțac, de data aceasta prim vicepreședinte BNR 89, a fost invitat în studioul nostru, sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu Capital TV, numai bine!